Bun venit la Flori's Dreams! Duminica trecută am fost martor la unele dintre cele mai importante, cele mai importante evenimente din întreg univers. Nunta lui Harry, prințul Marii Britanii și botezul fetiței lui Liviu Vârciu, marele rege al micii noastre românii mondene. De ce Dumnezeu trebuie să știm noi toate substraturile meschine ale acestui tip de eveniment? Nu cunosc. Dar 14 redacții de ziare mi-au povestit cât de special a fost coaja oului din care s-a făcut plăcinta lui Harry. După care mi-au arătat și poză cu vaporul care o adus albușul tocmai din Noua Zeelandă. Și am văzut și poză cu verișorii cumnaților cuscrilor lui copiii hamalului care au descărcat vaporul. La noi, exact la fel. Câte oase avea lăuntrul pieptului de rață servit la amiesele de la botezul fetiței lui Vârciu. După care au apărut și niște poze cu chiloții gagicilor cu care s-a culcat Vârciu de-a lungul vremii. Și la final s-a concluzionat că foie gras nu putea fi servit altfel decât la un restaurant cu piscină. Păcat că nu mai are domnul Dan Diaconescu televiziune. Că sigur transmitea în paralel nunta lui Harry cu botezul lui Vârciu și vreo înmormântare de bulebașă din Strehaia. Asta e! Mie place bârfa, pentru că fără bârfă viața e tristă. Mai ales bârfa mondienă. Așa ne băgăm și noi seama. Doar că aia din urmă rămân cu banii și luxul, iar săracii rămân cu bârfa și cu necazurile. Dar eu vă pup pe toți pe unde vreți. Da, numai pe bani.